Liderul seriei a 3 din Liga a 3-a, Cenedinicu Golescu Lung a întâlnit sâmbătă în deplasare la Roșiori echipa gazdă Sporting într-un joc din cadrul etapei a 16-a. Din păcate, mușcelenii au pierdut 1-2 la capătul unui joc modest în prima parte a lui, dar cu momente spectaculoase în partea secundă, iar lupta la vârful clasamentului s-a relansat. Echipa pregătită de Cristi Negru a deschis scorul repede în minutul 6 prin Călin după o gafă a portarului Tănase, Golchipărul mușcelean a dat pe lângă minge, iar atacantul sportingului a îndeplinit o simplă formalitate, a înscris în poarta goală. Până la pauză nu s-a mai întâmplat nimic notabil, ambele formații dozându-și efortul pentru repriza secundă. În partea a doua întâlnirii, elevii lui Alexandru Popovici și Ovidiu Tică au ieșit mult mai hotărâți de la cabine și acest lucru avea să se vadă în minutul 52. Mijlocașul Ion Ionuț a reușit să restabilească egalitatea cu o execuție frumoasă, reluând din voleu lângă bară, lăsândul pe portarul gazdelor simplu spectator. Bucuria mușțelenilor a fost de scurtă durată. O nouă gafa a portarului tenase și Bocănete a înscris pentru 2 la 1, stabilind și scorul final al partidei. De menționat că mușțelenii au fost foarte aproape de a întoarce rezultatul la Roșiori, ratând o dublă ocazie în minutul 62 prin Leca și Ion Ionuț însă apărătorii Schiau și Ivănică au scos mingea de pe linia porții. Zece minute mai târziu, Dorin Mahu trimite cu capul din centrarea lui Robert Dalu, portarul Gavriș, reușind cu un reflex de zile mari să scoată mingea de sub bară. Cenedinicu Golescu rămâne în poziția de lider al clasamentului seriei a treia în ciuda înfrângerii de la Roșiori, Tănase, Voicu și ceilalți echipieri, având șansa să se revanșeze peste o săptămână pe municipal în confruntarea cu Ilfovenii din Ștefănești.